Băi, dar lasă să termină pe asta, ce-și faci? Mă omori, ieși în drum. Ascultă, să vezi așa și dacă finalizezi și m-am timp, vezi tu că ești, bine? Bine. Bine, bine. Gata. Eram convins că stă cu ochii pe noi. Deci, George de la Giurgiu este în clasa 11-a și a văzut așa și a sesizat că este așa o recurență și acum să vedem cum găsim noi forma termenului general. Pentru chestia asta, am să șterg tabla, cum am și promis. Așezăm pe ghișițiu. Sper să-i găsim. Zicem așa. Avem că A indice N plus 1 egal din L din fața sa, din A, N plus N plus 3, da? Da. Și asta e adevărat pentru orice N. Natural. Pentru N egal cu 1 ea devine dar hai să o scriu într-un alt mod. Pe aia el se duc în stânga. Atunci ea s-ar scrie și sub forma asta. A n plus 1 minus alienerea egal cu n plus 3. Păi bine, a n plus 1 minus alien egal cu n plus 3. Și pentru el egal cu ce ar deveni relația asta? Punem loc de n 1 și vine a 2 minus a 1. Deci vine A2 minus A1 egal cu 1 plus 3, da? 1 plus 3. Pentru N egal cu 2 ce devine, te rog? N egal cu 2 vine A3 al 3, da? Minus al 2, da? A2 egal cu 2 plus 3. 2 plus 3. Pentru N egal cu 3. Egal cu A4 al 4-lea minus A3 al 3-lea egal cu 4 nu, pardon, cu 3 plus 3 plus 3 pentru mine egal cu 4 egal cu 4 egal cu A nu A egal, rezultă da, rezultă A5 al 5, da, minus al 4-lea al 4-lea egal cu 5 plus nu, 3. 5 mă păi, doamne, mereu mă, 4 plus 3 4 plus 3, tu uiți? Da, da, da. Pentru n egal cu? N egal cu 5, rezultă al 6-lea minus al 5-lea egal cu 5 plus 3. Și așa mai departe. Da. În sfârșit, pentru ultima relație, când lăsăm cu n, vom avea așa. Al n plus 1-lea, aici n plus 1, adică o scrim, da. Lăsând n-ul maxim. An plus 1 egal cu minus an. Egal cu? Egal cu n plus 1. N plus? 1. Nu e? A, nu. N plus... Uite, 5, 5, 4, 4. Adică e n plus 3. Cea din înainte cât ar fi? Cea cu un pas mai în urmă? Păi, uite, 6 minus 5, turnul 5 minus 4.
Adică asta deci, an minus a indice n minus 1 egal cu n minus 1 plus 3. Și apoi tragem linii și le adunăm acolo. Când le adunăm membru stâng cu membru drept. Membru stâng va avea A2 minus A2. Nu? Când adunăm, este unul cu A2 cu plus și altul cu minus. Deci se reducește. Da, la fel și... A3 cu minus A3. A4 cu A4, A5 cu A5 și... A6 cu cine ar fi trebuit să scriu. Aici A minus 1 cu ăsta. Da. A cu A. Da. Și rămâne doar A indice N plus 1. Deci A indice N plus 1. Minus A1. Că ăsta rămâne aici izolat, că e trist. Vezi? A n plus 1 minus A1 egal cu? Egal cu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n. Deci 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte puncte plus n. Da. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n. Plus? Plus 3. Plus de alte 3, cât sunt mulți de... A, plus... 1, 2, 3, cât sunt? 5. Păi, A, 1, 2, 3 îmi indică, sunt n termeni. Da, plus 3 de al n, 3 ori n. Nu-i, nu-s 2, nu-s 3, da, sunt n de al de 3. Da? Numeri sunt n, da. Plus 3 ori n. Deci iată ce relație foarte tare am pus mâna pe. Deci al n plus 1, da? A indice n plus 1. Minus a n. Minus A1, pardon, egal cu 1 plus 2 plus 3 plus n, știi cu cine este egal? Suma asta. Deci, suma asta. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus n. Ți-am fost zis parcă dată anul trecut. Povestirea aceea cu Gauss, când a fost pus învățătoarea să adune numerele la 1 până la 100. Știi? Când învățătoarea a cerut copilul 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 100, să adune toate numerele până la 100. 1 și cu 100 face 101. 2 și cu 99 fac tot 101. 3 și cu 98 tot 101. Și face câte echipe de alte 101? 50. 50 de echipe de astea, da? Deci una, două și mai departe. Deci vine 50 ori 101. Adică poate să spună că este 100 plus 1, cum de-o făcut el, ori primul plus ultimul, ori 50, care mai poate fi scris 100 supra 2. Da? 100 supra 2. Deci 100 plus 1 ori 100 supra 2. Adică, în cazul nostru, noi nu de la 1 până la 100 vrem. Loc de 100 e n. Da. Deci vine 1 plus n ori n pe 2. Deci asta va fi egal cu n pe lângă n plus 1, totul pe 2. N pe lângă n plus 1, totul pe 2. E suma asta, 4. Plus 3 n. Care mai poate fi lucrat. Deci îți vedem la ce am ajuns. A indice N plus 1. Deci avem. Avem. Ca indice N plus 1. Trebuie să scrii. Scrii, da? A indice N plus 1. Minus. Care e A1? Cât e dat în problemă? Primul termen. Minus 3. Minus 3. Este egal cu N pe lângă N plus 1 supra 2. Plus 3 ori n. 3 ori n. Duce pe 3 în dreapta și de aici rezultă că A indice n plus 1 egal cu 3 plus
N, pe lângă N plus 1, totul supra 2, plus 3N. Aș încerca să aduc la același numitor doar aici și ar însemna ca indicii N plus 1 egal cu 3 plus N pe lângă N plus 1 plus 6N tot pe 2 și egal cu. Deci N pe lângă N plus 1 plus 6N tot pe 2 și egal cu 3 plus. Observăm că avem pe N factor comun, scoatem pe N în factor, N pe lângă. Din primul rămâne N plus 1, din al doilea rămâne plus 6, totul pe 2. Și iată că A indice N plus 1, A indice N plus 1, pot să aduc și aceeași viitor, vin 3 ori 2, 6, plus N pe lângă N plus 7, totul supra 2. Aici e A indice N plus 1. Dacă aș nota pe N, să fiu cu un pas înapoi, adică trebuie să fac peste tot rost de N plus 1. Și pe cela să îmi închipui că un N. Și atunci aș fi egal mai departe cu 6, plus N plus 1 minus 1, N plus 1 minus 1, am adunat și a scăzut un 1 la N ăsta, plus 1 minus 1, ca să fac un efort așa ca să arăt, dar practic ar trebui să fiu cu un pas înapoi. Adică peste tot unde văd N, pun N minus 1. Deci N-ul ăsta trece N minus 1, cu 1 mai puțin. Și minus 1 plus 1 fac 0. Și rămâne A indice N. Hai să ne ducem și noi cu un pas înapoi. Și atunci zicem A indice N, A indice N egal cu 6, plus, în loc de N punem N minus 1, cu un pas înapoi, se lângă N minus 1 și cu 7 face N plus 6, supra, totul supra 2. Iată că am găsit forma termenului general. Deci acum am găsit forma termenului general care, prin înlocuirea lui N cu diverse valori, ca și cum ar fi o funcție, trebuie să genereze pe 3, 7, 11, 12, 18, 20 și mai departe. Ia să vedem. Deci A1, deci pentru N egal cu 1, obținem că A1 este... Deci oriunde vezi pe N, pui 1. Vine 6 plus 6 plus 1 minus 1 fac 0, 0 oriceva face 0, 6 supra 2 și egal cu 3. E bine? Da. Chiar este primul termen, 3. Pentru N egal cu 2, egal cu 2 rezultă al 2 egal cu al 2, da? 6 pe lângă 2 minus 1 6 plus, 6 plus. A, 6, da, 6 plus 2 minus 1, 1, 1 ori 7, ori 7, da, 1 ori 7, 6 plus 7, supra 2, nu? 13 pe 2. 13 supra 2, dar nu ne-a dat. Dar nu-i dat bine. Nu ne-a dat bine, ceva nu e în regulă. Deci tu ai zis cât acolo... 6, am zis bine, plus n minus 1. 2 minus 1 e 1, ori 1 plus 7, 7, 1 ori 7, 7, 6 plus 7, 13, 2. Păi nu-i bine. 13, trebuia să facă 14 acolo, să facă flar. De ce nu ne dă bine? 8 trebuia să facă acolo. Greșim undeva. Hai să ne întoarcem la vine AN egal cu AN plus 1 egal cu 3, N pe lângă N plus 1 supra 2 plus 3N. Am adus la aceeași numitor acolo, 6N și
Și atunci vine, nu era un scos, și vine N plus 1 plus 6, N plus 7. Ce se întâmplă? Am greșit undeva. Am greșit știi unde? Nu avem N termen, ci N plus 1. Nu, sunt N. E corect. 1, 2, 3, N. E bine așa. Câți termeni sunt în suma asta? Câte relații am aici? Deci una, două, deci una, două, trei, până la N. Așa. Și bine, sunt N relații. Și atunci suma este 1 plus 2 plus 3 plus N plus 3 1, 2, 3 de al de N face N plus 7. O să generează bine. Am greșit undeva. Mai vedem încă o dată N. N plus 1 plus 6, N plus 7. Am ajuns la aceeași viitor. Am mers cu un pas în urmă, N minus 1. Și vine N plus 6. Totul pe 2. Și N l-am făcut 2, mă. Păi, tati, ce nu m-a ajuns mai? 2 și cu 7. Nu, 2 și cu 6 fac 8 aici. Păi, nu pe el nu-l facem 2. Am zis că la pe N l-am făcut 2. Și oriunde vedem noi, punem 2. 6 plus 1, 2 și cu 6, 8. Așa. 6 și 8 fac 14. Nu? 14 pe 2 și egal cu? 7. 7. Și este bine. Al doilea, 7. Da? Al treilea. Pentru mine egal cu 3. Al treilea. Ar însemna? Al treilea egal cu 6 plus 3 minus 1, 2, 2 ori 9, 18. 6 plus 18. 2 ori 9, da? 9. Totul supra 2 și face 6 plus 18 supra 2. 24 pe 2. 24 pe 2. 12, nu? Da. E bine. Da. Uite, 12. Hai să vedem și dacă al patrulea, ca să ne fim convinși. Deci, pentru N egal. Hai să ne ducem la... noi l-am găsit pe al șaselea, 33. Da. Deci, pentru N egal cu 6. Ca indicii 6, egal cu... egal cu 6 plus 6 minus 1, 5. 5 ori... 6 și cu 6, 12. Da. Așa, N e 6, da? Da. 6 și cu 6, 12, da, supra 2. 12, da, face 6 plus 60 supra 2 și face 66 supra 2 și egal cu 33. Da, egal cu 33. Poți să-l găsești pe deal de pe poziția 100. Da. Da? Ne-am atins obiectivul. Da. Da. Deci ce am zis eu? Îmi doresc foarte tare să găsesc forma termenului general. Adică de la recurența asta plecând, a N plus 1 egal cu a N plus N plus 3, vreau să găsesc, să nu mai depind în construcția șirului de termenul din față. Cum am numai recurența aceea, însemna că pentru a-l găsi pe el de pe poziția 100, trebuia știut el de pe poziția 90, 99. Ca să faci pe ăla de 99, trebuia 98, 98. Deci era muncă extraordinară. Și mi-am dorit foarte tare să găsesc o formulă care să fie ca o expresie în N, încât numai prin locuirea lui N să-ți dea termenul respectiv. Așa că acum, în ala I, ca să finalizăm problema, deci în ala puterea I, vom scrie 1 N, 1 N
Și aici, aien, adică în loc de aien, exact ce avem aici. 6 plus n minus 1 pe lângă n plus 6, totul supra 2 și respectiv 0, 1, n, 0, 0, 1. Da? Și asta este matricea la el. Hai să spunem un lucru că a făcut o chestie tare de tot în seara asta. Am plecat de la ce? De la un matrice. Câteva noțiuni de matrice, să adunăm, să înmulțim, să nu știu ce. Și am luat o matrice acolo și am vrut să facem ala el. Am știut ca tehnică care e de lucru, dar ne-am încurcat un element. Colțul ăla ne-a încurcat foarte tare. Da? Și încercând noi să găsim colțul de acolo, ne-am trezit vreodată că suntem într-o situație dificilă, foarte dificilă. Am găsit o rețetă de obținere pe baza celui din față, dar noi nu ne-am mulțumit așa. Am vrut să găsim concret cum arată expresia de acolo, funcție de iană. Și în final am găsit-o. Acum am finalizat exercițiul, da? Am muncit o oră și ceva, cred că, aici. Da? Avem satisfacția că am făcut un exercițiu frumos. George, nu mai mai necăjești, mai de altă dată, vezi că s-a obosit. N-am cum, Timă, e 20, nu am cum. Nu te supere. S-a supărat, dar ce se face? Nu mai am și eu de la acolo. Cred că tot urmăie să fac. Am obosit. Dar sper, George, că ți-a plăcut exercițiul. Măcar acest lucru merită să-l remarci. Șterge tabla. Da, șterge tabla. Mi-ajunge. Tu ai și tu mașina acum, nu? Da. Păi alergăm repede, te las acolo. Deci au telefonul de aici? A, da. Am uitat. Oh, okay.